Ne-am întrebat de foarte multe ori care este legătura dintre pământ și mare, dar răspunsul l-am descoperit în comuna Plusca, unde l-am întâlnit pe tânărul Cosmin Șerban, care are ca dragoste agricultura. De profesie este ofițer de marină, a părăsit Hong Kongul, a părăsit Amsterdamul și a ales să se stabilească în județul Teleorman, mai precis la Plusca. Este adevărat, ferma, afacerea a luat amploare mai mare decât mă așteptam eu la început. Ferma are 700 de hectare, am părăsit marea, am fost prin toate oceanele ca să mă dedic acestei meserii care nu e deloc ușoară, pot spune, dar cu puțin studiu, dacă învățăm puțin, este profitabilă, adică făcută bine. Se merită făcută, aduce și profit și satisfacție. Foarte puțin tineri se apleacă spre agricultură. Dumneavoastră ați ales acest domeniu. Nu știu de ce, pentru că ar trebui să fie cât mai mulți tineri în domeniul acesta, ținând cont de noile invenții. Au apărut GPS-uri, au apărut laptopuri, iPhone, iPad, face managementul afacerii mult mai simplu ca acum 50 de ani. Și bănuiesc că ei sunt primii care pot învăța să lucreze cu aceste utilaje, care sunt foarte complexe. Uite, spre exemplu, acolo e o instalație de erbicidat la care dacă nu știi să lucrezi pe computer, nu o poți folosi. Dacă nu ai cunoștințe minime, adevărat, nu o poți folosi. E cu GPS, trebuie să... Dar cum a început toată această poveste? Ați lăsat marina pentru pământ? Ce v-a determinat să vă stabiliți în primul rând la țară? Da, bun, povestea e destul de complexă. Dacă vrei să te stabilești, să nu mai pleci, avem problema asta, România are problema asta, da, aici nu, nefiind salarii mari, sunt câteva milioane plecați pentru un trai mai bun, nu? Așa am fost și eu plecat, salariul de pe vapor fiind de... Eu știu, 20 de ori mai mare decât ce puteam obține aici acasă. Și apoi am strâns niște bani și e normal să vrei să stai lângă familia ta, să faci aici o afacere care... Și unii reușesc, alții nu reușesc să facă asta. Uite, din fericire, am reușit, cu ajutorul familiei, adevărat. Dar asta mi s-a părut că reușesc să fac și mi-a și plăcut până la urmă. Cu banii strânși de pe vapor am reușit să-mi cumpăr niște utilaje și încet, încet am crescut suprafața. Câte hectare ați început? Vă mai aduceți aminte? Parcă avea maica mea 20 de hectare moștenire de la bunici și eu știu, cred că mai am luat așa în jur de 30-40 de ani, de 60-70 de hectare, să zic, au fost în primul an. Și de atunci? An de an au venit 50 de hectare, 100, în perioada aceea în Plus, care era o singură asociație agricolă, în anii 2006-2007. Și era terenul necultivat, erau, cum se zic, aici pârloage, toată... Se bătea lumea pe tine să vină cu teren agricol, dar nu puteai să te arunci cu capul înainte, cum se zice, neavând utilaje performante. Adică eu nu aveam utilaje pentru 700 hectare atunci, aveam pentru 70 și nu puteam să... Ați mizat pe utilaje până la urmă de a-ți acumulat atât teren. Da, am încercat să aduc utilaje cât mai performante, le-am adus din Germania la început și... Acum am utilaje pentru 2000 de hectare să lucrez. Nu. Am încercat să investesc tot ce am câștigat, să investesc în utilaje, să... E simplă treaba, productivitatea e foarte importantă. Se tot vorbește de agricultură inteligentă, de agricultură performantă. Se face în România? Trebuie să ții pasul cu noile descoperiri în materie? Deja în România se face agricultură foarte performantă. Deja vezi la noi utilaje... cum aproape le depășesc pe cele din Germania. Deci e ceva în 2000, la nivelul anilor 2000 în Germania, când te uitai și comparai cu UTB-urile de la noi și vedeai ce utilaje aveai, ziceai, domne, nu se ajunge niciodată. E, cu programele astea, cu fonduri europene, cu programele pentru tineri, ne-am dezvoltat, avem utilaje aproape
hai să zicem, la fel de performante ca ei. Da? Și acum 20 de ani era extraordinar de mare diferența între ei și noi. Extraordinar. Deci ziceam că nu se ajunge niciodată. Și uite că suntem tot pe acolo acum. Și am ajuns acolo, avem utilaje performante, dar până la urmă ne macină ceva. De la Bruxelles se dau directive conform noii politici agricole comune să intervină plafonarea pentru fermieri. Da, asta chiar mă miră și pe mine. Tocmai începusem și noi să ne apropiem cât de cât de ei, adică în Bavaria, spre exemplu, un fermier cu care am vorbit primea 300 de euro de la stat și vreo 75-80 de euro de la Land, era dublu. Acum e dublu față de noi. Eu am pornit când nu aveam subvenție deloc în primul an. Da? Și tocmai reușeam și noi să ne apropiem de ei, adică tona de grâu tot cu 170 de euro vine și noi și ei. Dar ei primesc subvenție de două ori mai mare ca noi. Deci tot nu e competiție corectă. Dar acum să le plafoneze, asta înseamnă că o fermă de 2000 de hectare va primi 100.000 de euro. Va primi un sfert din cât primește. Că la ei ferma medie e de 65 de hectare în Bavaria. Da? Deci ei oricum n-or să fie afectați de sute de mii de euro de plafonare. Chiar dacă primesc 400 de euro pe hectare. Că 400 ori 65, da, e sub. Deci este o lovitură dată în primul rând fermierilor români. Este o lovitură dată fermierilor cu peste 500 de hectare și 2000 de hectare nu mai vorbim. Da, și ăștia sunt majoritari în România și în Bulgaria, în țările care au plecat din comunism, în Germania nu se ferme așa la tot pasul, dacă spui unul că e 700 de hectare, aici e fermă medie în România, nu e fermă mare 700 de hectare, da? Fermă medie 700, în Germania ar fi imens, în Bavaria mai ales în sud, în sus, în nord mai au și colhozurile, dacă o supraveze mai mare. Paradoxul este că în trecut se miza foarte mult pe comasarea terenurilor, erau directive chiar de la Uniunea Europeană ca tot terenul să fie comasat, să devină mult mai rentabilă o fermă și acum lucrurile se întorc 180 de grade. Da, am văzut, mă mir, am devenit încet, încet cei mai mari exportatori, scuze, de floarea soarelui. Suntem pe primele locuri la exportul de grâu. Constanța e un port foarte important acum la exportul de cereale. Am reușit să țara noastră să facă bani, cu toate că nu exportăm paste, cum ar fi bine să și procesăm grâu respectiv. Dar totuși scoatem bani din asta, dar se duc taxe la buget. Dacă vrem să distrugem asta ce e bine făcut, România a făcut bine asta, deci am reușit să facem productivitatea grâu, să uzine producții 6, 7, 8 tone. 6, 7, 8 tone de grâu. Înainte erau 2 tone, sau eu știu, 3. Sau... Deci astea erau producțiile înainte de 2000 în România. Da, fără utilaje, arat tractorul la 20 de centimetri și erbicidau după ureche. Și... Utilajele astea aduc productivitate. Și impozitele noastre pe care le plătim la stat vor fi mai mari. Și... Deci România s-a dezvoltat în ultimii ani. Asta e o afacere foarte profitabilă și pentru țară și pentru fermieri, nu? Dar ne interesează succesul, nu? De ce să distrugem ceva ce merge bine? Că mai departe ar trebui să facem o fabrică de barilă aici, ar fi, scuze, nu vreau să fac reclamă, ar fi optim, dar nu e făcută deocamdată, dar totuși e bine să producem 7-8 tone, nu 2-3, nu? Normal, este triplu. Să ne întoarcem și pe plan local, foarte mult teren lucrat, spuneați, în această zonă, cadastrarea, cum se prezintă în această localitate? Foarte rău. E admirabilă, dar lipsește cu desăvârșire. Nu s-au folosit bani pentru... Cel puțin la nivelul comunei Plosca, am auzit de alte comune, că am auzit, nu pot să vorbesc. Dar aici trebuie să te duci, să-ți plătești, să-ți faci cadastru. Tu când cumperi un hectar de teren agricol, plătești la fel ca și când cumperi 0,1 hectare. Tot banii așa, 600 de lei, dai la stat, la cadastrare. E foarte mare problemă cu asta și nu știu de ce nu se face când existau fonduri pentru asta. Nu s-au atras fondurile respective și nu s-a făcut nimic din punctul de vedere. Trebuie să ne facem singuri. Cum se prezintă în momentul de față culturile în această zonă a Teleorbanului? Eu sunt mai optimist de fel, ținând cont de ce secetă a fost în toamnă. Am avut noroc totuși, au venit în ianuarie 15 litri de apă urmați de o zăpadă de 17-18 cm și a mai plouat de vreo două ori. Așa, cel puțin comparativ cu anul trecut, când la ora asta pământul era aproape negru sau de-abia răsărise grâu, un grâu înfrățit cu 3-4 frați și în care umiditate e... Starea e bună, general bună a culturilor. Normal că oricine ar mai vrea
în 100 de litri de apă. Eu știu, a fost deficit mare, ce să mai în toamnă, dar la momentul actual nu putem să ne plângem. Vă așteptați la culturi bune? Da, ne mai, cum se prezintă acum, sunt bune. Ne mai trebuie în următoarele 3 luni apă. În rest, noi facem ce ține de noi, adică să administrăm erbicide, fungicide, insecticide, tot ce trebuie să întreținem culturile. Dar ne mai trebuie câteva ploi până la recoltat în iunie-iulie, aia e clar. Neonicotinoidele sunt interzise la anumite culturi în România, o decizie luată de Ministerul Agriculturii. E o mare problemă. E o mare problemă, am văzut câmpuri întregi de floarea soarei decimate de rățușcă sau cum îi zice la gândacul respectiv. E o mare problemă, ce să zic, deocamdată nu ne-am apucat de agricultură bio. S-au interzis multe substanțe, dar dacă astea sunt legile, le respectăm și mergem înainte. Dar e o mare problemă pentru noi, că nu tratăm sămânța de floarea soarelui cu insecticidul respectiv. Sunt fermieri care spun că pierderile vor fi mari datorită costurilor ridicate. Da, ce au apărut acum, astea noi care pot fi folosite, de 10 ori mai scumpe. Substanțele care locuiesc. Ce să zic, nu e o problemă care să... Nu e soluție la asta. Ce să zic, am văzut câmpuri întregi rase de pe... hectare întregi rase de respectiva. Dar mergem înainte, ce să facem? Cu noroc, să sperăm că nu vine la noi. După 7 ani pe mare, am ajuns ofițer 2 de navigație, m-am hotărât să mă retrag acasă, în Telorman, și să înființez o afacere în domeniul agriculturii. Normal că știm că oricare dintre noi care e plecat afară și nu stă lângă familie dorește să se retragă acasă. O poveste frumoasă, a început de pe mare, v-ați gândit tot timpul la uscat, v-ați gândit la pământ. Da, clar, am fost pe mare, a fost meseria mea, am văzut toată lumea asta, am fost pe cele mai mari vapoare, am fost pe un car carrier de 5500 de mașini, era cel mai mare produs în 2006, cel mai mare capacitate din anii aceia, și m-am decis că totuși tot cu familia și vin acasă și tot pe pământ e mai bine, cum se spune. Ne aflăm în ferma dumneavoastră. Foarte multe utilaje, vorbim de agricultură inteligentă, vorbim de agricultură făcută ca la carte. Da, cel puțin spre asta tind, încerc să fac să îmbunătățesc parcul de utilaje, să aduc utilaje cât mai performante, pentru că se reflectă în productivitate. Asta e clar, dacă nu ai cu ce să lucrezi pământul, nici producțiile nu vor fi pe măsură. Când ai pornit la drum, îți aduce aminte cu ce utilaj ai plecat? Da, am cumpărat un tractor Deutz FARDX650 din Germania. A fost în jur de 18.000 de euro sau așa ceva. Era foarte performant pentru timpurile acelea, în anii 2000. Aici existau numai tractoare românești de 65 de cai, el avea 137 de cai. Și un tractor foarte, foarte performant. Încet, încet am adus toată gama de utilaje din Germania și... Încet, încet am reușit să încropesc un par de utilaje la care să lucrez, eu știu, aproximativ 100 de hectare sau așa. Și an de an am mai cumpărat utilaje, am mai luat teren agricol și am ajuns ca acum să am 700 de hectare și parcul de utilaje aferent suprafeței respective. Foarte mulți fermieri se plâng de lipsa forței de muncă. În această zonă a țării ați reușit să... coagulați în jurul fermei oameni care să se priceapă? Da, avem oameni pricepuți, dar într-adevăr problema asta cu forța de muncă este prezentă și aici. Din ce în ce mai mulți pleacă în străinătate și deja acum în agricultură salariile sunt apropiate de cele din Spania, să zicem, hai, nu chiar Germania sau țările nordice, dar tot pe acolo se câștigă, ținând cont că mai plătești chirie, mai plătești departe de familie, nu poți să ai grijă de copii, nu poți să...
E o mirare pentru mine că încă se mai duc în Spania sau un salariu de 8-900 de euro. Încep să poți să-l câștigi aici, salariul acela. Cum se practica agricultura în trecut, când ai pășit pentru prima dată în brazdă, și cum este acum? Da, chiar am avut o întrebare de la un vecin. Deci, mă, ți-ai găsit 30 de oameni să iei la sapă, la Floarea Soarelui? Și zic, doamne, am fost și eu, m-am uitat în Germania, în Franța, pe unde am văzut-o, prin toată Europa, în America, eu știu, și eu n-am văzut niciun câmp oameni cu sapa în mână și să prășească. Se mergea la prășit. Da, cum se mergea la prășit. Am văzut o instalație de erbicidat performantă care aplica un erbicid, un fungicid și munca asta era eliminată. Și a zis, n-o să faci tu niciodată Floarea Soarelui fără prașila manuală. A zis, bine, mai vedem, și am făcut ca acolo, nu ca aici, e clar că... Nu te schimba foarte mult în Occident, ai văzut cum se face acolo agricultură, vezi cum se face agricultura în momentul de față în România, există vreo diferență? În momentul de față s-a redus simțitor diferența, i-am ajuns, chiar pot să spun. Adică e o diferență uriașă față de ce era acum 20 de ani, ce utilaje aveau și ce utilaje aveam noi și acum când s-a cam egalizat situația. Cu toate că, ținând cont, din punct de vedere financiar, toți subvențiile sunt duble la ei. Încă duble. Noi atunci nu aveam deloc subvenție, dar și acum subvenția noastră este la jumătate față de cea, la 50% față de cea un vest. În general, cei în vest, când își înființează o fermă, lucrează în familie, la dumneavoastră cum stau lucrurile? Da, tot ăsta e modul. Tot în familie lucrăm și noi, adică chiar nu puteam să lucrez terenul de pe mare, că eu încă plecam pe vapor și cumpăram utilaje și se ocupa fratele meu, taică mi s-a ocupat de treabă la început până am reușit să vin acasă. Tot în familie lucrăm și noi și bănuiesc că așa e o afacere stabilă și pe termen lung și profitabilă, că trage toată familia pentru un scop comun, pentru... În momentul de față, foarte mult teren s-a vândut către străini, fermierii români spun că nu mai au ce să achiziționeze. Prețul la teren cum este în acest moment? Da, la noi e încă acceptabil, în zona asta a țării cel puțin, că am prieteni prin Constanța sau prin Timișoara care plătesc 90.000 de euro pe hectar și deja e foarte greu să mai plătești prețul respectiv. Cresc în fiecare an, e adevărat, dar totuși legea aceea a fost bună cu dreptul de preemțiune. Adică dacă e terenul la tine, poți tu să-l cumperi, nu aștept să vină danezul sau neamțul să cumpere terenul respectiv. Și așa, 15-20 de hectare pe an tot apar. Aici încă se păstrează un preț acceptabil în sudul țării, în Telorman, în Old, la 3, 4, maxim 5.000 de euro pe hectar. Spre deosebire de alte zone din țară, unde asta e deja... Nu mai găsesc să mai cumperi cu prețul ăsta. Dar cresc în fiecare an, e adevărat. Nu se compară cu prețul unui teren lângă München, spre exemplu, sau... Aia e clar, ala e de 10 ori mai mare. Dar e bine totuși că avem dreptul ăsta de preemțiune și terenul pe care îl lucrăm putem să-l cumpărăm în cazul în care proprietarul de drept, eu știu, are nevoie de bani sau... pur și simplu vrea să emigreze sau ce vrea să facă, nu-l mai interesează să mai ia arendă, vrea să cumpere apartament copilului și își vinde alea 3-4 hectare, îi cumpără apartamentul în București. Acum poate și să facă ceva cu banii obținuți de pe 3-4 hectare. Acum 10 ani îl vindea pe o masă la restaurant. Sunt în creștere, dar încă se mai poate face treaba în domeniul ăsta. Cu inputurile, cum stați? Inputurile sunt destul de scumpe în România. Deci există o balanță între inputuri și prețul de vânzare al cerealelor? Nu există, tocmai asta e problema, că prețul de vânzare a cerealelor rămâne relativ constant și prețul de și inputurile, prețul inputurilor crește constant. Crește în fiecare an, vin noi scumpiri, că s-a scumpit forța de muncă, s-a scumpit motorina, s-a scumpit, se reflectă în prețul inputurilor. Dar prețul cerealelor rămâne cam același an de an. Cu toate astea, nu vreau să mă plâng, este
încă profitabil să faci agricultură dacă o faci bine. Asta e foarte important, că dacă o faci bine, este încă profitabil. Dar, așa e, prețuri, un pic ambar la inputuri. Dacă vrei să iei inputuri de calitate, e clar că bănuiesc că așa trebuie să... Deci trebuie să mergi pe inputuri de calitate ca să faci performanță. Fără discuții, fără discuții. Eu nu cred că există ieftin și bun. E scump și bun sau ieftin și prost, de obicei. Se mizează foarte mult pe cultura bio în momentul de față în România. Credeți că e o cultură rentabilă? E o cultură de viitor? Da, e o soluție de viitor. M-am gândit și eu la asta. De exemplu, prețul tonei de floarea soarelui este mai mult ca dublu floarea soarelui bio față de floarea soarelui normală, cu îngrășăminte și floarea soarelui normală. Floarea soarelui bio și are și cerere, sau grâul bio, sau are și cerere foarte mare în vest, în stare neamțul să-ți trimită tirul să acopere și costul transportului și să-ți rămână și bani mai mulți. În plus că e clar că ăsta e viitorul, că nu o să mai vrem să mâncăm îngrășăminte chimice, vrem, au și al gust produsele bio. Este profitabil, m-a interesat și pe mine și chiar mă gândesc serios la... Sunt subvenții ceva mai mari pentru agricultură bio. Una, nu mai cheltuiești bani cu îngrășăminte, într-adevăr producția mult mai mică, dar e o idee, e de gândit la așa ceva, să treci spre agricultura bio. La ce se aude acum cu plafonarea aceasta și cu noua politică agricolă comună, s-ar putea distruge un domeniu care funcționează foarte bine. Și am ajuns să facem în România ceva cam vest și să distrugem ceea ce merge bine. Eu aș adresa domnilor pe europarlamentari o rugăminte să țină cont și de părerea noastră a fermierilor și să negocieze la Bruxelles pentru noi, nu pentru ce vrea un fermier din Franța sau unul din Germania, care normal la o fermă de 60 de hectare nu-l interesează cât plafonarea. Da, i-aș ruga să ne ajute și să facă cumva un sondaj printre fermieri, să vadă și părerea lor, că bănuiesc că până la urmă asta negociază acolo. E foarte mare problemă ce se discută acum și toți prietenii mei, toți colegii mei își fac mari probleme referitor la această plafonare.